Întotdeauna mi-am dorit să am propriul meu design de telefon, precum să-mi aleg eu dimensiunea ecranului, grosimea acestuia, tipul de cameră, dimensiunea bateriei și așa mai departe. Așa că în episodul de astăzi am să vă prezint cum să vă creați propriul business cu angajați, modele de telefoane, marketing și tot ce trebuie să mai conțină acest business foarte simplu și gratuit. Da, după cum ați auzit în acest episod, vă voi arăta cum să realizați un business în proiectarea și fabricarea de telefoane smart după bunul plac. Însă, mi-ar fi plăcut în ceea ce spun să fie și real. Mai degrabă este o simulare în acest lucru. Mai exact, am să vă prezint o aplicație ce simulează toate aceste lucruri spuse de mai devreme. În angajarea persoanei potrivite la acel job pentru a proiecta respectivul telefon după dorințele tale, în a realiza, în a-l îmbunătăți după urma profitului obținut din vânzările aceluia și în a-ți dezvolta business-ul. Jocul este unul foarte interesant, se numește Smartphone Tycoon. Haideți să vedem și cum creăm un așa telefon după cum îl dorim. Dăm click unde dorim pe ecran, apoi apăsăm Create Smartphone. Vom introduce numele pe care îl vrem să-l aibă telefonul, vom introduce Android Info, mergem mai departe. Aici avem specificațiile acestuia, respectiv dimensiunea lui, grosimea, dimensiunea ecranului, cât de curbată să fie marginea, cât și colțurile acestuia, iar cu cât modificăm aceste specificații, cu atât telefonul va costa din ce în ce mai mult, după cum puteți vedea în colțul din stânga sus. Mai departe, alegem culoarea telefonului. Tot mai departe, avem specificații ale display-ului, respectiv ce tip de ecran dorim să aibă, IPS, AMOLED, Super AMOLED, LCD și așa mai departe. Apoi dacă dorim să aibă rezoluția de Full HD, 2K sau chiar 4K. Mai departe alegem funcțiile acestuia. Ce rezoluție să aibă camera principală, câte camere să aibă, poziția acestuia, cât și pe față același lucru. Mai departe, tipul și modelul procesorului, ce memorie RAM și memorie internă să aibă telefonul. Mergem mai departe cu ce sistem de operare să ruleze pe telefonul nostru. Bineînțeles că eu voi alege Android. Vom alege să dispună de senzor de amprente, extinderea memoriei, să fie dual SIM, rezistent la apă, să dispună de încărcare wireless și să avem și un Face ID pentru deblocare. Apoi la final ne va afișa costul de producție cât și suma de profit, așa că putem alege cât la sută să punem peste costul de producție. Apoi vom da creare. Îl vom lăsa pe angajatul nostru să lucreze la specificațiile cerute. După finalizarea acestuia, ne va indica câte telefoane să realizăm din bugetul pe care îl avem. Vom alege prima variantă. După ce alegem prima variantă, așteptăm criticile oamenilor la telefonul creat.
apoi așteptăm vânzările acestuia și să vedem și ce profit scoatem după urma lui. Și cam așa îți poți crea propriul tău telefon virtual, din păcate, însă pot spune că este unul distractiv pentru un antreprenor în devenire. Așa că nu uita să mă susțineți cu un share și un subscribe dacă nu ați făcut-o până acum. Eu am fost Mihai, gazda acestui video. Pe curând! We'll be right back.